În Excel putem să urmărim dependențele de celule într-un mod vizual foarte plăcut și foarte ușor de realizat. Să presupunem că într-o foaie am diferite valori de input, de exemplu 10 aici, 20 aici, ca să fie ușor de urmărit. Ce mai punem? 30 aici, 40 aici. Și îmi propun aici să fac suma. De exemplu, a scrie așa, egal cu sum, deschis paranteza. Și am să selectez cu tasta control, efectiv, celulele pe care vreau să le adun. La sfârșit, închid paranteza, Enter. Avem suma, practic, acestor celule ce apar pe ecran. În ribbonul Formulas, există, la formula Auditing, există câteva opțiuni ce ne permit să vedem dependențele de celulă. În principiu, acum vreau să vă arăt patru butoane. 3 Precedents, 3 Dependents, mă rog, Remove Arrows și Show Formulas. Acest